5 slătineni s-au alăturat deja campaniei Donează o șansă la viață. În urma activităților de promovare, aceștia au hotărât să se înscrie în registrul donatorilor de celule stem hematopoietice. 30 de persoane au primit informații de la reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Slatina despre cât de important este să devină donatori. Campania s-a desfășurat în cadrul unui centru fitness din Slatina. Grupul țintă îl reprezintă oltenii pasionați de sport. Marea surpriză a celor de la Centrul de Transfuzie Sanguină din Slatina a fost să constate că tot mai multe persoane își doresc să doneze atât sânge cât și celule stem. O primă metodă este cea din sânge periferic, cum se donează la noi la centru, dar bănuiesc că n-ați mai donat niciodată și nu aveți experiența. Ce este în plus este o injecție cu un factor de creștere. Acel factor de creștere nu este periculos, nu este dureros. Rolul acelei stimulări este de a scoate celulele stem din măduvă și de a le aduce pe cale periferică. Apoi se montează cateterul pe vena femurală a piciorului, acel cateter fiind cuplat la un aparat numit afereză, care va colecta prin filtrare celulele stem necesare pentru transplant. După doar 2 ore cât a durat întâlnirea cu slătinenii, 5 persoane au și mers la centrul de transfuzie cu dorința de a se înscrie în Registrul Național al Donatorilor de Celule Stem. Asta fără a-i mai pune la socoteală pe cei 30 de olteni care și-au exprimat dorința de a deveni donator de sânge, dar și celule stem hematopoietice. Faptul că am făcut această promovare într-un timp relativ scurt, au fost 2 ore la interval, în care am sensibilizat 30 de persoane, în 2 ore, deci este un rezultat mai mult decât satisfăcător. Încercăm să sensibilizăm toți tinerii pentru a se înscrie în registru. Peste 90% din persoanele cu care reprezentanții centrului au relaționat nu știau de existența registrului donatorilor de celule stem. Mai rău este că numărul donatorilor este departe de a fi suficient, mai ales dacă ținem cont că pentru fiecare persoană cu leucemie, spre exemplu, se caută un donator compatibil chiar și 6 luni. Spre surprinderea noastră, anumite persoane nu auziseră niciodată de existența acestui registru și atunci ne-am trasat un obiectiv ca în fiecare săptămână să identificăm nu neapărat un centru de fitness, dar și o locație, un liceu, o școală, pentru că sunt profesori tineri, o întreprindere unde sunt iar persoane tinere, să identificăm aceste locații și să facem campanii de promovare. La nivelul județului Olt, registrul donatorilor de celule stem cuprinde peste 4500 de donatori, lucru ce situează județul nostru pe un fruntaș loc 4 pe țară. Donator de celule stem poate deveni orice persoană cu vârsta între 18 și 45 de ani, cu o stare de sănătate generală bună. Salvarea pacienților care au nevoie de transplant cu celule stem începe printr-un simplu drum al posibilului donator la centrul de transfuzie sanguină. De acolo, fiecare celulă recoltată poate salva viața unui bolnav de leucemie.